dragilor! Bine ați venit la o nouă rețetă! Astăzi vom pregăti mici de soia cu nucă. Pentru aceasta avem nevoie de următoarele ingrediente. Soia texturizată, înmuiată prealabil un sfert de oră, fulgi de ovăz, pesmet, făină, puțină sare, pătrunjel uscat, piper, un pahar de apă, ulei pentru uns, usturoi și nucă. Și mai avem aici cimbru și busuioc. Să trecem la treabă. În primul rând vom pune soia în acest vas. Nuca, fulgii de ovăz, apa peste fulgii de ovăz ca să se înmoaie. Pesmetul, puțină sare, pătrunjel, puțin piper, făina, pe care vom incorpora cu pesmetul. Usturoiul, puțin cimbru, puțin busuioc, după care vom amesteca toate ingredientele. Dacă este nevoie, mai adăugăm puțin apă. Ca să se poată forma micii, trebuie să rezulte această consistență. Acum vom trece la formarea micilor pe care îi vom așeza pe această tavă. Cam așa ceva.
Micii noștri sunt deja așezați pe tavă. Urmează să ungem cu ulei. Gata, micii noștri, i-am uns pe toți și acum merg cu ei la cuptor și voi lăsa aproximativ 20 de minute la 200 de grade. Și ne vom mai uita din când în când. Dragii mei, după cum vedeți, micii noștri sunt gata, cam așa trebuie să arate. Vedeți ce textură frumoasă are? Așa că vă recomand să încercați această rețetă cu încredere și vă aștept la o nouă rețetă. Vă pup!